Combustibilul s-a scumpit enorm în ultimele luni. Inflația a ajuns la un nivel nemai văzut în ultimii 10 ani, ceea ce ne afectează bugetul tuturor. Eu mereu am încurajat lumea să nu meargă la consum, ci din potrivă să meargă turat, să evite depunerile din motor. Asta pe termen lung, compensând economia la carburant prin economie la reparații. Însă, de data asta, având în vedere că treaba e destul de groasă, o să încerc să vă dau câteva ponturi pentru a reduce consumul în mod cât mai sigur pentru mașină. Ultima dată când am alimentat motorină premium cu 9 lei, deci e destul de mult. Continui în continuare să pun combustibil de calitate, pentru că per total, de când bag doar combustibil de calitate, eu nu am avut probleme cu sistemul de aprindere și mașina a mers bine, eu n-am schimbat niciodată o turbină, niciodată injectoare și așa mai departe de atunci. Deci totul merge foarte bine. Ce o să vă spun în episodul de astăzi sunt lucruri pe care le fac eu personal, nu sunt sfaturi. Eu, nefiind mecanic, inginer sau expert în domeniul auto, ci pur și simplu un om care are mașină și încearcă și el să facă economie acolo unde se poate. În același timp sunt curios voi cum faceți față cu scumpirilor și dacă ați luat vreo măsură specială pentru a reduce consumul. Primul lucru pe care poți să-l faci ca să economisești bani cu combustibilul, să reduci consumul, e cea mai simplă chestie, să nu mai folosești mașina. Nu total, ci să nu mai folosești, de exemplu, pe distanțe scurte, cum ar fi mersul până la magazinul de pe colț sau să mergi după copil la școală. Folosește mașina doar atunci când este neapărat și când trebuie să mergi undeva departe, unde nu poți să te descurci altfel decât cu mașina. Iar dacă ai o bicicletă, încearcă să te împrietenești cu ea. Fă toate schimburile la timp, în special filtre și ulei. Astfel motorul tău va merge, vorba aia, ca uns și va avea un consum optim. Asigură-te că presiunea în roți este la un nivel optim. Chiar și dacă ai doar o roată puțin mai dezumflată, per total o să influențeze consumul și va duce ca mașina ta să ardă ceva mai mult combustibil. Dacă vine vara și trebuie să schimbi anvelopele și nu ai un set deja să-l pui sus și vrei să cumperi unul nou, ar fi bine să te îndrepți spre o pereche de anvelope cu profil bun energetic, care o să reducă destul de mult consumul. De exemplu, anvelopele astea de la Debica, deși sunt foarte bune ca și aderență, ca și profil și așa mai departe, sunt foarte ineficiente energetic, mi-au ridicat consumul destul de mult față de anvelopele pe care le aveam în trecut. Acolo unde se poate și unde e permis, folosește frâna de motor cât de mult, deoarece în timpul frânei de motor consumul se reduce până aproape la zero. Deși recomand în continuare să schimbați vitezele la un număr mare de turații, încercați însă să nu mergeți cu viteză mare și să nu mergeți cu motorul extrem de turat pe distanțe lungi, ci să mențineți un oarecare echilibru. Nu lăsa motorul să meargă aiurea. Înainte de multe ori veneam acasă să las ceva, de exemplu cumpărături, și nici măcar nu opream motorul până le descărcam, deoarece trebuia să plec imediat în altă parte. Și uite așa, mașina ardea gaz aiurea 10-20 de minute după caz. Însă nu mai fac treaba asta de când motorina a ajuns să coste exagerat. Pe timp de vară, când e cald afară, deschide geamul. Și nu mai porni instalația de aer condiționat.
deoarece aerul condiționat pune presiune pe motor, adică face ca motorul să lucreze ceva mai greu și asta implicit crește consumul. Totuși, nu uita că e recomandat ca compresorul să meargă din când în când, să își facă ungerea și totul pentru a nu se strica. Nu purta în mașină lucruri inutile, care îngreunează inutil mașina și care implicit cresc consumul. Ține mașina curată, fără prea multe lucruri în ea. De exemplu, nu luați pisici în mașină pentru că sunt grele și o să crească consumul. Dacă ai portbagaj montat așa ca și mine, demontează-l. La fel, toate celelalte accesorii de pe caroserie care sunt inutile. Nu știu, văd unii că își pun tot felul de antene aiurea, de ornamente care nu și-au niciun rost și care nu fac nimic altceva decât să se opună aerului și să facă deplasarea mașinii ceva mai greu prin aer. Trebuie să-ți menții mașina cât mai aerodinamică. Per total chiar îți va scădea consumul. Eu încă mai trebuie să țin portbagajul montat pentru că inevitabil trebuie să car anumite chestii, dar să știți că după ce îl demontez, 0,1% îmi scade consumul. Asta am observat în câteva zile deja la consumul general, simt scăderea respectivă. Dacă locuiești într-un oraș aglomerat și trebuie să mergi cu mașina la muncă, evită orele de vârf cu trafic mare. Astfel nu va trebui să stai blocat în trafic cu motorul pornit pentru ore în șir. De exemplu, și aici la mine în zonă, dimineața între 7:30 și 8:20 se blochează șoseaua. Iar, de exemplu, dacă trebuie să fiu undeva la 8, nu plec la 7:30. Încerc să plec la 7:20 și sunt undeva între traficuri. Prefer să ajung la destinație, să stau să aștept 10-20 de minute chiar dacă e necesar, dar nu stau blocat în trafic. Și aici e zonă rurală, nu e aglomerație foarte mare, dar într-un oraș mare cum e, nu știu, Cluj, București, încearcă să eviți. Pleacă mai repede de acasă cu o jumătate de oră, ajungi la muncă, parchezi, te duci undeva, bei o cafea, stai liniștit. Dar eu prefer să stau să beau o cafea într-un local decât să stau blocat tot acel timp în trafic cu motorul pornit și care să-mi consume aiurea combustibil și să-mi facă depunere motor. Asta e ceea ce prefer eu. Nu trebuie neapărat să faci și tu la fel. Ok, cam astea sunt lucrurile pe care le fac eu. În continuare încerc să nu merg la consum, dar sunt mai atent la anumite chestii. În urmă cu doar 3 luni, nu știu, era sub 7 lei motorina și chiar nu mă uitam la nimic. Dar acum când ultima dată am băgat cu 9 lei, nu prea e așa de plăcut și încerc să mai reduc cheltuielile cu combustibilul. Evident, dacă pot să scap de motorină, pentru că benzina a început să se ieftinească, scapă de motorină, treci pe benzină, eventual GPL pentru că e mai ieftin, deși eu nu sunt deloc de acord cu GPL-ul pe mașină, hibrid, de ce nu, pentru că mașinile hibrid chiar nu se simt la buzunar, deci e cea mai avantajoasă afacere. Ok, ne vedem data viitoare. Salut!